o fântânică. A fost foarte cald în fața un templu. Multă poliție. Poliție peste tot. Un oraș bine pus la punct din punct de vedere al poliției. Un oraș controlat de poliție. Suntem epuizați după mersul. Băgăm zilnic câte minim 10 km. Dar azi a fost foarte cald. Și în față este Royal Palace. Porumb pentru porumbei. Statuia. Orez. Chiar și orez. Porumbei cu orez. Acesta este un monument dedicat victimelor din 1997. În 1997 a fost un atentat cu grenadă. Și acest monument este dedicat victimelor din acea perioadă. O mini pagoda. Wow. În față Royal Palace. Accesul cu mașina nu este permis. Și plătește, nu? Trastronașe. A colindat. Vimo. 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 Vimo, the name of the shoot dog. Vimo. 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 Ce tare! Apropie de Royal Palace. Strada închisă la Royal Palace și multă lume care stă pe jos în parc sau pe stradă chiar. Înghețată? Parcă ar merge una, move așa. Hello, hello. Trei mii. O mie, una, patru. Hello, ice cream? De ce o fi? Nu știu, dar mă vă arată bine. How much one? La 1,000. This one? 2,000. 2,000. Hello, chocolate, charo. Mamă, câtă lume care vinde ceva. Dacă eram în Sri Lanka, ce ziceau oameni? Venea cineva la noi și ne zicea, sir. You see this? Royal Palace. This lion, lion. Lion. There, the king. The king. You see, inside. Come. Tur. Aici? Nu te treabă absolut nimic. Toată lumea e chill. Nici măcar să cumperi ceva. Da, nimic. Așa da. Gândaci, viermi, găcuste. Și astea care sunt de-abia scoate.
Da, uite pe Ionica. Uite când așa ea moarte. Baie. Prostătere. Uite-i puștea. Tarantula, ce s-a făcut? Vrăbiuțe. Să nu vă tău, oi, la slapă. Vrăbiuțe, bă. Ce chestie. Sugar cane. Am salvat punguța. Sugar cane, suc de 300 de zahăr, doar 2000. Aproape 50 de cenți. Nu ceva. Doar ambalajul e 1000. Tocmai a oprit cineva să mănânce gândăcei. Uite cum gustă. Lume. Hai să vedem view. Din față se pot face plimbări cu barca. Ce gândește-ți să nu stai aici, vrăbiuță? Vrăbiuță? Să răprăjești? Că aici ai intrarea la... Fagot. Fiecare stă la coadă, aduce flori. Florile sunt puse acolo. Unele sunt aruncate, iar fiecare după iese o punguță din asta micuță, plină de flori și apă. Se și spală pe față și pleacă. Și pleacă, da. Asta e ritual. Și plus bețișoare. Fiecare trebuie să intre cu bețișoare și cu un buchet de flori și bani. Thấy hướng trống. Acesta este râul Mekong, despre care învățam în general la geografie. Pentru cine își mai aduce aminte? Mekong River, unde te poți plimba cu barca și asculta puțină muzică tradițională. În același timp poți vedea sunsetul pentru doar... $5 de persoană, te învârte puțin și te aduce înapoi. Bătaie, nu? La cântăciui.
Am intrat într-un mall să schimbăm niște bănuți, să găsim un exchange. Am găsit să schimbăm. Atunci acum intră. 44 de hârtii, 857 de mii, milion. Aproape milion. 8 dolari un cort de trinsare. Dacă tot eram în mall, am zis să intrăm în supermarket. $7, nu? Câte? 2, 4, 6... 7 cărți. 7 cărți. Ce trebuie să mâncăm? Snack fruit. Sau salac somali. Salac somali. Din Thailanda. Și nici pe ăsta nu l-am încercat. Lungan. Tot din Thailanda. Asta le găsim la piață. Mai ieftină chiar. Și să testăm și... Dragonului galben. A, galben, n-am mâncat niciodată, wow. Galben, e mai scump decât ăsta roșu. $5 și am dat super puțin la piață, $1. Wow, piața roșu. Ananași mici, $2. A, deci înseamnă că la piață e combinație. Sau 1,50 direct. Pe ăsta l-am mâncat noi azi dimineață, fructul dragonului. A, lux, 70 cenți. Jumate. A, jumate, corect. Prețurile sunt atât în dolari, cât și în reali. Uleiul din Spania, $8. 9 dolari, decent. Ar trebui să ne luăm un ulei, mă crezi? Să mâncăm cu pâine, ca pe vremuri. 10 dolari, am și un bloc cu bidonul. Cu uleiul. Alții dau pe băutură, noi dau pe ulei. $1 100 de grame. De paradisul geleurilor. Te alese. Ce față are asta? Dacă... Zăpăcești copiii cu paharelele astea, cu... Bănănuță. Și are și niște fructe. Peștișori. Ce-o fi asta? Carne uscată? Da, carne uscată din Japonia. Dar uite crâmbuși ăștia, crânciori, crâmbuși mici. Uite-l pe ăsta. Ce-o fi ăștia? Prazul. Prazul cu ardeiul. Japan quality. 75 de dolari coșulețul cu Scotch Real Bird's Nest. Ce-i asta? Nu știu. Ne-am făcut și o masă din supermarket, ne-am luat o salată cu creveți, banane prăjite, dragon fruit tăiat, o salată de mango, o salată de mango și ceva japonez. Ceva japonez. Totul pentru $5. Plus un pește afumat. Afumat. Sava. Și asta ce? Aici tuna mayo. Tun cu maioneză. Cool, hai pe ele. Salata asta de mango este delicioasă. Cu ardei, uite.
Ce iute. Dar ce bună combinație, mango tăiat. Wow, ce picant e. Fâșiuțe. Deci un sushi mare stilul la cornet. Înghețată. Bun? Mega bun. Banana. Banana prăjită cu susan negru. Nu mai pot, nu mai intră. Nu mai intră. Mare combinație după ora 8. Marele mall, totul la jumătate de preț. Astea fresh, cel puțin. Ieșire din mall-ul Aeon cu bani schimbați și mâncați. Și super saturați de mâncare. Super healthy. Ne-am întins, o luăm pe scurtătura. Încă câțiva kilometri pe jos. Azi am făcut aproximativ 13 kilometri. Ok.